Și Eco citise nu odată cartea remarcabilă Atrăgătorul Kyoto de Osaraji Hiro și nu putea uita rândurile. Pădurea de cetri de unde provine lemnul de miază noapte, cu norii verzi ai copacilor și trunchiurile pinilor roșii, e tot numai muzică, o muzică ce își împrăștie în lume cântecele pomilor săi. Fraza asta o avea și acum în minte. Aceasta era muzica ce cânta acum în sufletul fetei. Mai puternică decât larma și muzica sărbătorii de afară, răsuna în sufletul ei melodia povârnișului împădurit de munte, strecurându-se parcă pe sub nenumăratele curcubee ale muntelui de miază noapte. Mâhnirea din sufletul lui Shieko se domolise, sau poate că nici nu mai era mâhnire, poate că nu era decât spaima, zăpăceala și nedumerirea datorate neașteptatei întâlniri cu Naiko. Lacrimile îi erau stârnite mai degrabă de gândul la părinții ei. Și Eco se răsucea nașternut cu ochii închiși și auzea cântecele muntelui. Naiko era atât de plină de bucurie, iar eu, ce-a fost cu mine? După o vreme, auzi urcând la etaj pe părinții ei împreună cu oaspetele lor. Somn ușor, spuse tata, luându-și rămas bun. Mama a făcut patul pentru oaspete, apoi veni în camera ei și vrut să aștearnă și patul tatei. Lasă-mă pe mine, spuse și Eco. Nu dormi încă? Întrebă mama. O lăsă pe Shieko să aștearnă patul pentru tata și ea se culcă. Ah, ce aromă plăcută, spuse ea bine dispusă. Obosit de vin, musafirul din Omi începu în curând să-și trimită sfărăiturile prin peretele subțire. Sige, chemă Takeshiro din patul de alături. Ce zici? Crezi că musafirul nostru ar vrea într-adevăr să-și dea fiul la noi în casă? Ca ajutor sau ca asociat? Cum se spune acum? Nu, ca fiu adoptiv, pentru Shieko. Ce te-a apucat? Shieko încă nu doarme, spuse Shige, avertizându-și soțul să tacă. Știu că nu doarme, n-are decât să audă și ea. E vorba de fiul lui al doilea. A fost el de mai multe ori pe la noi cu treburi. Mie nu prea-mi place domnul ăsta Arita, spuse Sighe încet, dar foarte hotărât. În Shieko, muzica muntelui de miază noapte tăcu. Ce-i cu tine, Shieko? Întrebă mama întorcându-se spre ea. Shieko stătea cu ochii deschiși, dar nu răspunse. Stătea nemișcată, cu vârfurile picioarelor strâns lipite unul de altul. Urmă o clipă de liniște. S-ar putea ca prietenul Arita să fi pus ochii pe prăvălia noastră, cel puțin așa mi se pare, spuse Takeshiro. Și mai știe și despre Shieko, că e frumoasă și foarte ascultătoare. E bine informat despre noi. Știe și cum ne merge comerțul, probabil că vreunul din băieții de prăvălie îl ține la curent cu toate. Sighe tăcea. Oricât de frumoasă ar fi Shieko, nici prin vis nu-mi trece să o mărităm în interesul afacerilor noastre, nu-i așa, Sighe? Zei nu iartă așa ceva. Așa-i, spuse Sighe. Eu nu sunt omul făcut pentru comerț. Tată, a fost vina mea că ți-am dat la mănăstirea de maici din Saga reproducerile lui Paul Klee. Iartă-mă! Și Eco se ridică în capul oaselor și făcu o plecăciune în fața tatălui ei. Ba nu, fetițo, asta a fost bucuria și mângâierea tatălui tău. A dat un nou conținut vieții mele. Tatăl își lăsă puțin privirile în pământ, apoi spuse: chiar dacă nu e cine știe ce de capul acelui model, cum poți spune așa ceva, tată?
Și Eco, ce-ar fi dacă am vinde prăvălia și ne-am mutat într-o casă mică de tot, într-un loc cât mai liniștit din Nijin, lângă templul Nanzenji sau în Okazaki, și am creat amândoi modele de kimonouri și obiuri. Ai putea suporta sărăcia? Sărăcia? Nu mi-ar păsa de sărăcie. Serios? Acesta a fost ultimul cuvânt al lui Takeshiro, după care a dormit imediat și acum mai rămase multă vreme trează. A doua zi se trezi dis de dimineață, mătură strada din fața prăvăliei și șterse băncile și zăbrelele ferestrelor de praf. Sărbătoarea Jion nu se terminase încă. În ziua 18-a fură scoase pentru ultima oară carele alegorice, în a 23-a a avut loc o serbare seara, în a 24-a încă o procesiune a carelor alegorice, urmată de spectacolul hazliu al sfințirilor, în a 28-a s-au spălat lecticile și au fost puse la loc în templul Yasaka, iar în a 29-a zi s-a încheiat sărbătoarea în fața zeilor tutelari. Pe străzile din cartierul templului au trecut o sumedenie de care alegorice. Toată luna și Eco nu și-a găsit o clipă liniștea. Tramvaiul Kitani, ce trece de-a lungul străzii Horikawa, era ultimul vestigiu al unei perioade de mult trecute, singurul care se păstrase până în ziua de azi, așa cum fusese și în epoca Meiji, atât de bogată în transformări înnoitoare pentru Japonia. Era cea mai veche linie de tramvai din întreaga Japonie și urma, în sfârșit, să fie desființată. Se știe că acest oraș milenar a fost întotdeauna primul care a asimilat toate cuceririle Occidentului. E și aceasta una din trăsăturile specifice ale cerelor din Kyoto. Dar tot așa de caracteristic pentru vechiul Kyoto este și faptul că acest tramvai cu clopoțel, cum mi se spune, a fost păstrat în stare de funcționare până în zilele noastre. Vagoanele sunt așa de mici încât cei care stau față în față aproape că își atingă genunchii. Acum însă, când urma să se desfințeze, oamenilor din Kyoto le venea greu să se despartă de vechiul lor tramvai. L-au împodobit cu flori artificiale, au pus în el călători anume costumați în vechiul port din epoca Meiji și l-au botezat tramvaiul florilor. Faptul a fost adus la cunoștința tuturor locuitorilor orașului și s-a făcut din asta o adevărată sărbătoare. Zile în șir, tramvaiul a fost tot timpul tixit de călători veniți din simplă curiozitate. Asta se întâmpla în iulie și aici colo îl mai vedeai pe câte unul deschizându-și umbrela de soare. Soarele e mult mai fierbinte la Kyoto decât la Tokyo. La Tokyo, de altfel, nici nu mai vezi umbrele de soare. Takeshiro se duce și el să călătorească cu tramvaiul florilor. În stația principală, tocmai când voia să se urce, observă o femeie între două vârste care se ascunse intenționat în spatele lui, chicotind parcă. Ia te uită, până și domnul Sata ține la tradiția Meiji. O văzu apoi și în tramvai și îi se adresă puțin jenat. Vai, dar dumneata, doamnă, nu te prea potrivești cu epoca Meiji? Ei, nu mai sunt nici eu chiar atât de tânără și în afară de asta locuiesc pe linia Kitano. Va să zic că aici a fost făcut Takeshiro. Da, aici. Nu par cine știe ce încântat, dar oricum domnul binevoiește totuși să-și aducă aminte că a fost. Ce fată frumoasă ai! Unde ai ținut-o ascunsă până acum? Ei, parcă n-ai ști că nu e copilul meu. De unde să știu? Parcă poți ști vreodată cu femeile?
Dumitale, stă mâna să vorbești, de parcă nu bărbații ar fi de vină. Fata care o însoțea era într-adevăr frumoasă. Avea pielea foarte albă și să tot fi avut 15-16 ani. Purta o rochiță simplă de vară încinsă cu un cordon roșu subțire. Se ținea sfioasă departe de Takeshiro și se așeză pe bancă lângă femeie fără să scoată o vorbă. Takeshiro o trase ușor pe femeie de mânecă și făcu un semn. Femeia spuse, hai, Shizu, așează-te între noi. O vreme tăcură toți trei, dar apoi femeia se aplecă peste capul fetei și își șopti bărbatului la ureche. Cred că din copila asta ar putea ieși o dansatoare pentru sărbătorii Legion. De unde-i copila? Dintr-o ceainărie din apropiere. Aha! Sunt unii care spun că ar fi copilul meu cu dumneata, mai spuse ea tot în șoaptă. Nu vorbi prostii! Femeia era hangița uneia din ceainăriile cartierului la cele 7 case de sus. Dacă îți place copila, hai, vină cu noi până la Kitano, la templul Tenjin. Takeshiro își dădea seama că femeia glumește și întreabă copila. Câți ani ai? Sunt în clasa întâia la școala medie. Făcut Takeshiro, admirând-o. Ei, în viața viitoare, n-o să te las eu să-mi scap. Cum era și de așteptat pentru un copil al cartierelor de plăceri, fata păru să priceapă destul de bine vorbăria bizară a bărbatului. Ce legătură are că-mi place copila cu mersul meu până la templu? Se adrese la cum femeii, tachinând-o. Te pomenești că o fi vreo încarnare a zeului? Ce? Firește! Dar zeul e bărbat. Și ce dacă s-a reîncarnat în femeie? Cel puțin așa scapă și el de ghinionul de a mai fi odată surghiunit. Takeshiro nu se putu stăpâni să nu râdă. Și ca femeie? Ca femeie? Păi așa cel puțin o să-și găsească un bărbat care să o răsfețe. Aha! Fata era de o frumusețe surprinzătoare. Avea o pieptenătură paj, părul era negru și strălucitor ca pana corbului și avea niște gene arcuite de toată frumusețea. Singur copil la părinți? Nu, mai are două surori mai mari. Cea mai mare termină la anul școala medie și sper că poate intra ca dansatoare. E tot atât de frumoasă ca și copila asta? E și ea frumoasă, dar nu se poate asemui cu asta mică. Takeshiro tăcu. Acum nu mai întâlneai fetițe printre dansatoarele din cartierul la cele 7 case de sus. Nu li se dădea voie înainte de a termina școala medie. Pe vremuri, în cartierul acela erau într-adevăr numai 7 ceainării, dar din câte știa Takeshiro, cu timpul ele ajunseră să fie 20. Pe vremuri, și nici nu era chiar așa de mult de atunci, Takeshiro petrecea adesea acolo fie cu țesători de prin Nishjin, fie cu clienți mai vechi de-ai lui din provincie. Fără să vrea, își aduse acum aminte de fetele din vremea aceea. Erau timpuri când afacerile prăvăliei lui Takeshiro mergeau strună. Ce idee și pe dumneata să te sui în tramvaiul ăsta cu clopoțel, spuse Takeshiro. Omul n-ar trebui să se despartă așa de ușor de trecut, răspunse femeia. Iar în ceea ce privește profesiunea noastră, e important să nu uităm nici pe musafirii noștri de pe vremuri. Așa-i, așa-i. Astăzi, de pildă, am condus un musafir la gară. Tocmai acum venim de acolo și ne întoarcem cu tramvaiul acasă. Dar ce mi se pare ciudat e că domnul Sata călătorește singur, nu? În fond, nu văd de ce. Am avut și eu chef să văd tramvaiul florilor, zise el și dădu din umeri. Sau cine știe, se mai face omului dor.
De ce a fost și a trecut și se simte singur? Spui singur, de parcă ai fi chiar bătrân. Vino cu noi, va fi destul să vezi una din tinerele noastre. Și Takeshiro simți într-adevăr cheful să meargă cu ele la cele 7 case. Hangița voia mai întâi să dea o fugă până la altarul templului Kitano, așa că Takeshiro le însoți până acolo. Femeia se închină rugându-se îndelung și după tot ceremonialul. Fata stătea și ea cu capul plecat. Femeia îi spuse lui Takeshiro, întorcându-se spre el. Cu permisiunea dumitale, am să trimit copii la acasă. Da, da. Hai, Shizu, du-te acasă. Cu plecăciune, spuse fata. Se înclină în fața amândurora și plecă. Arăta într-adevăr ca o școlăriță. Se pare că-ți cam place fetița, spuse Hancița. Mai are 2 ani și termină școala. Mai poți aștepta atâta? O fată ca asta se coace repede. E și destul de frumoasă, nu? Takeshiro nu răspunse. Dacă venise până aici, se gândea să viziteze puțin și cartierul templului, dar era groaznic de cald. Permiteți-mi să intru puțin la dumneata să mă odihnesc. M-a cam obosit căldura asta. Cu multă plăcere, chiar voiam să-ți propun de la început, doar e atâta vreme de când n-ai mai fost pe la noi, spuse femeia. Când intrară apoi în vechea ceainărie, Hangița se purtă ca o adevărată gazdă. Bine ai venit în această casă, spuse ea. Cum ți-a mers de când n-ai mai fost pe la noi? Mi-am amintit adesea de dumneata. Stai și odihnește-te. Mă duc să-ți aduc o pernă. Ah, spuneai că te simți cam singur. Dorești o companie plăcută? Dar te rog să nu fie o geișă de pe vremuri. Takeshiro era cât pe aici să țipească când intră o geișă tânără. Fata rămase o vreme liniștită, gândindu-se că o fi vorba de vreun musafir pe care geișele noi îl fâstăcesc. Nu părea nici prea prietenos și nici nu-și dădea vreo osteneală să intre în vorbă. Vrând să-l dispună, îi povesti că în cei 2 ani de când era geișă, se îndrăgostise nici mai mult, nici mai puțin decât de 47 de bărbați. Exact numărul celor 47 de samurai credincioși, nu-i așa? Spuse ea. Erau printre ei și unii de 40 până la 50 de ani. E amuzant, dacă stau și mă gândesc, s-a făcut mult haz pe socoteala iubirilor mele neîmpărtășite. Lui Takeshiro îi trecu brusc somnul. Și acum? Întrebă el. Oh! Acum nu mai e decât unul singur. Hangița intră în salon. Cum o fi putând o geișă de 20 de ani să țină minte cifra exactă a legăturilor ei trecătoare cu 47 de bărbați? Se întreba Takeshiro. Geișa povestea apoi că într-o zi, la începutul carierei de geișă, se arătase cam capricioasă cu un musafir și că atunci bărbatul acela o sărutase prin surprindere, iar ea l-a mușcat de limbă. I-a curs și sânge? Sigur că i-a curs. S-a înfuriat atât de tare încât mi-a pretins să plătesc și doctorul. Am plâns și a fost răboi mare, dar nu era vina mea, cea lui. Am și uitat cum îl chema. Ia te uită, făcut Takeshiro. Frumusețea asta de fată din Kyoto, tânără și suplă, să tot fi avut pe atunci 18-19 ani și așa, tamne-sam, să muște un bărbat de limbă, gândi el privind fața tinerei geișe. Să-ți văd dinții, spuse el. Dinții? Dinții mei? Păi îi vezi când vorbesc. Vreau să-i văd mai bine. Spune Oh, nu, mi-e rușine. Și geișa își strânse buzele. Și acum, cum vrei să mai vorbesc?
Fata avea o gură frumoasă cu dinții ca niște perle mici și albe. Poate că ai vreun dinte stricat. Sau ți-ai rupt dintele în limbă? Glumi Takeshiro. Cum să-mi rup dinții în limbă? Doar e moale, mai spuse ea și apoi își ascunse fața în umărul hangiței. Acum plec. După o vreme, Takeshiro îi spuse patroanei. Dacă tot sunt aici, aș putea da o raită și pe la ceainăria Nakazato. A, desigur, cei de la Nakazato vor fi încântați. Dacă n-ai nimic împotrivă, te însoțesc și eu. Și patroana se ridică, mai zăbovi apoi puțin în fața oglinzii și plecară împreună. Fațada ceainăriei era neschimbată, dar salonul fusese renovat. Takeshiro rămase acolo în compania unei alte geișe până după cină. Între timp, Hideo veni la prăvălia lui Takeshiro, se opri în ușă și întrebă dacă Shieko era acasă. Fata îi ieși în întâmpinare. E gata modelul de obi pe care i l-am promis domnișoarei la sărbătoarea Jion și l-am adus să-l vedeți, începu Hideo. Shieko, strigă dinăuntru Sighe. Condu-l pe domnul Hideo în casă. Da. Și ecoul conduse în camera ce dădea spre grădină. Acolo el îi arătă schițele de obi. Erau două. Una din schițe înfățișa un obi cu crizanteme împodobite cu frunze, conceput însă într-o formă nouă, căci frunzele se estompau discret. Cealaltă schiță era un obi cu frunze roșii de arțar. Ce frumos! Exclamă și Eco privind încântată desenele. Mă bucură dacă sunt pe placul domnișoarei și Eco, spuse Hideo. Care dintre modele doriți să vi-l țes? Știu eu, cred că modelul cu crizanteme se potrivește pentru toate sezoanele. Atunci să țes modelul cu crizanteme? Și Eco își lăsă privirile în pământ și, cum stătea așa, fața ei părea foarte tristă. Ar fi potrivite amândouă, rostia cu jumătate de voce, dar nu s-ar putea oare și unul cu un munte cu cedri și pini roșii? Un munte cu cedri și pini? Cam greu! Dar am să mă gândesc, spuse Hideo și o privi foarte emoționat în față. Vă cer iertare, domnule Hideo. Iertare? Pentru ce să vă iert? Știți, ezită și Eco atunci, în seara de sărbătoare, pe podul de pe Alea Patra, când ați promis cuiva un obi, n-am fost eu aceea, m-ați confundat. Lui Hideo îi pieri graiul, nu-i venea să creadă, se făcu alb ca varul. Pusese în aceste modele tot sufletul lui, de dragul lui Shieko, și acum i-a refuzat atât de brutal. Ce mai putea înțelege din tot ce spunea și făcea Shieko? În sfârșit, Hideo prinse puțin curaj. Înseamnă că m-am întâlnit cu duhul domnișoarei Shieko? Duhul domnișoarei și Eco a apărut la sărbătoarea Jion și a stat de vorbă cu mine? Nu mai adăugă și că acesta era duhul fetei pe care o iubea. Fața lui și Eco deveni gravă. Domnule Hideo, fata cu care ați vorbit este sora mea. Da, sora mea. E sora mea cu care m-am întâlnit și eu în seara aceea pentru prima oară. Hideo tot nu știa ce să creadă. Până acum nu le-am vorbit încă nici părinților mei despre această sora mea. Cum? Exclamă Hideo uimit. Nu reușea să înțeleagă nimic. Cunoașteți satul cu cedri de pe muntele de miază noapte? Acolo lucrează fata aceea. Cum? Fu tot ce putu spune Hideo în surprinderea lui. În cartierul Nakagawa-cho. Îl cunoașteți? Întrebă și Eco. O, atât cât am trecut prin el cu autobuzul.
Aș vrea să-l dăruiesc acestei fete un obi țesut de domnul Hideo. Da? Aș vrea foarte mult să-i dăruiesc cadou un obi. Ah, făcu Hideo dând din cap, dar tot fără prea multă convingere. De aceea ați vorbit despre un model de obi cu un munte, cu pini, roșii și cedri? Și Eco încuvință din cap. Bine, dar un model chiar așa de legat de munca ei de toate zilele? Asta depinde de cum are să fie modelul domnului Hideo, nu? Fata are să-l prețuiască toată viața. Se numește Naeko. Nu e fiica unui proprietar de pădure, ci muncește din greu. Naeko e o ființă pură, mult mai pură decât mine. Hideo nu-și revenise încă cu totul din uimire, dar se declară de acord. Dacă mă roagă domnișoara și Eco, vă asigur că am să-l țes dându-mi toată silința să iasă bine. Dar nu uitați, e pentru fata care se numește Naeko. Am înțeles. Și totuși, cum se poate să semene atât de mult cu domnișoara și Eco? Dacă mi-e soră, bine, bine, dar chiar și așa. Și Eco nu-i destăinui nici lui Hideo că ea și Naeko erau surori gemene. Cum de-o putuse lua pe fata aceea drept și Eco? Hainele subțiri de vară și lumina nopții să fi fost de vină? Dar poate că nu ochii erau cei ce se înșelaseră în primul rând. Ferestrele acestea frumos împodobite cu zăbrele, băncile din fața casei, clădirea spațioasă a prăvăliei, învechită poate puțin pentru zilele noastre, dar oricum unul din marile magazine de țesături din Kyoto. Cum puteai oare să-ți închipui că fiica acestei case poate fi soră cu o fată ce lucrează la un lemnar în satul de pe muntele cu cedri? Așa se gândea Hideo, cuprins de îndoieli. Se stăpâni totuși și nu mai puse alte întrebări. Când va fi gata obiul, am să vi-l aduc aici. Ah, și Eco rămase o clipă pe gânduri. Oh, dacă domnul Hideo ar fi atât de amabil să-i ducă de-a dreptul lui Naeko? Dacă asta e dorința domnișoarei, oh, vă rog, faceți asta pentru ea. Era o rugăminte rostită din tot sufletul. E adevărat că e cam departe, mai spuse și Eco. Ei, nu-i chiar așa de departe. Cât se va bucura Naeko? Dar o să vrea să-l primească? Întrebă Hideo, gândindu-se că Naeko ar putea fi surprinsă de gestul lui. Am să o anunț eu. Dacă e așa, atunci am să-i duc neapărat, dar cum să-i găsesc casa? Asta nu știa nici Eco. Casa în care stă? Da. Vă mai dau eu un telefon sau vă comunic în scris. Bine, spuse Hideo. După câte văd, există două domnișoare și Eco. Deși aș prefera să țes un obi pentru una dintre ele, dar am să fac cum spuneți. Vă mulțumesc foarte mult, spuse Eco, plecându-și capul. Vi se pare ciudată rugămintea mea? Domnule Hideo, ceea ce vă rog eu este să țeseți un obi pentru Naeko, nu pentru mine. Da, am înțeles. Hideo plecă. Se simțea prins în ițele unei taine. Cu toate astea, gândurile și începură să-i se concentreze asupra modelului, un munte cu pini roșii și cu cedri.